Toate colecțiile care se află aici, adică niște părți din colecțiile care le-am putut să le execut, să le dețin totodată și le expun. Obiectele astea frumoase, elicopterele, eu sucot că le-am scăpat să nu fie pe la Râbniță, prin uzina de metal, m-au ajutat băieți, adică le-am cumpărat prin licitație oficială. Da, apoi cu încetul le-am reparat și le-am expus că aici am primit ajutor mare de la specialiștii de la așa numitul aeroportul din Bălți, specialiștii cu regret acum au rămas fără tehnică și chiar vă spun drept și mie mijele de dânsii, dar iată am primit la dânsii ajutor și le-am executat așa cum sunt iată, aici. K26 este record Guinness, 10 km se ridică vertical în sus. Da, an 2 este el în record Guinness, unica navă care se produce 60 de ani de zile. Tot aici pe teritoriu se află o colecție interesantă de monumente, sculpturi, așa să luăm, patriotice, Uniunea Sovietică, comuniste, socialiste, așa să luăm prin periodul acela, monumentele lui Lenin, Kirov, Sverdlov, Dimov, Krupskaya, cine, Kalinin, Čepaev, renumitul comandant. O colecție interesantă care am putut să o capăt în mai multe zeci de ani, lucrând prin diferite așa să luăm, raioane, unde aflam că este oricare monument, că mă stăruiam să-l obțin în colecție. Drept că sunt multe care sunt deteriorate, că era un așa, socot un om deștept la minte în vremurile cele care stricau fața la monumentele astea, în loc să gândească că poate trebuiești copiii lui, ori nepoței lui să mai vadă monumentele astea în viață. Și cu regret, sunt vă două, adică mai multe care sunt deteriorate și totuși am să le repar, în ciuda la acela care le-a stricat măcar să fie. Da. Dar ați achitat bani pentru că... Eu aș spune că sunt multe care sunt cu bani, dar chestiunea nu intră aceea că e cu bani. Intră aceea că eu totuși m-am stăruit să păstreze, știți, frumusețea aceea care au fost în timpul doar deoarece m-am trecut printr-o istorie interesantă. Comunismul, socialismul nu are importanță, dar au fost istoria noastră. Sunt obiecte care le plătem, cum spune, ca în credit 12 ori 13 luni în an, cât leafă primim din fiecare leafă cu tulecuță, eu mă ducem și mă achitam, numai monumentul să nu fie dus la rezina, undeva prin Râmniță, adică prin uzina cea care topește metaluri. Pentru chiar aici vedeți un interesant obiect de la o navă maritimă, care a fost extrasă, adică scos din râul Nistru.
E interesant, e frumușel, l-am adus aici, l-am scăpat, iarăși să nu fie tochit. Și așa mai departe. Nu mai vorbim de această tehnică, utilaj interesant. Nu, aici sunt mulți doritori care vor să vină, însă și eu nu îmi permit aici la toți, fiindcă aici e un, așa să luăm, o gradă particulară, însă și iarăși eu nu refuz, mai ales când sunt grupe de copii, deseori întâlnesc, sunt cetățeni de Păhutare care iarăși prin prietenii mei vor să viziteze locul ăsta, să fotografieze, dar mai rar eu interzic decât permit. Iată, credeți, interesant, cu lac de fântână, este undeva prin secolul 18-19 și s-a păstrat până în cazul de față. Tot mi l-au adus niște prieteni și aici l-am instalat, o piatră care a văzut atâta lume, cred că, în viața ei. Iată, aici ne aflăm la un copac interesant, sunt 170 undeva de direcții, dacă nu mă greșesc, denumirele orașelor, țărilor, da, pe ce dată, da, și în ce loc au fost executate, adică termine expoziții. Și aici trebuie să mai atârn undeva încă vreo 120, dacă nu mă greșesc, direcții, un copac interesant. Lume. Da, colecționat de câți ani? Nu, colecționam bineșoară, undeva prin anii 65-67, așa, de mic copil și socot că am făcut o colecție frumoasă, am făcut poate nouă colecție, dar am făcut o istorie mică care se redă în obiecte. Aici ne aflăm într-un loc unical, aș spune că nu numai în țara Moldova, dar și în lume. De ce unical? Că aici se află recordul mondial Guinness, cea mai mare colecție de potcoave în lume, care am bătut recordul ăsta în comun cu Academia de Știință a Republicii Moldova, Liceul Academiei de Știință Copiii și cu ajutorul companiei și directorului la compania Azmol Company, Vugar Navrozov. Lui el și academicianul domnul Duca au fost primii care au propus și am primit ajutorul celor ca să arătăm tricolorul nostru prin toate țările lumii, expunând două colecții într-o zi, la record Guinness, asta e colecția, cea mai mare colecție de potcoave din lume și cea mai mare hartă, harta Moldovei executată din monete. Harta Moldovei a fost executată de câte 100 de copii, ce o Academie de Știință Republicii Moldova. Sunt două recorduri în ziua ce au fost recunoscute, am primit unul pozitiv și a doilea îl așteptăm și cred că el o să fie. Aici sunt undeva pe lângă 15.000 de potcoave actual, drept că când am executat recordul Guinness am expus numai 3.200, fiindcă așa a fost proiectul făcut de către Academia Științei Republicii Moldova, dar și așa au fost 3.200. Da. În viitor am să-l batem iar asta care am spus cu 100%. Muzeul Național de Istorie și Arheologie, când am executat o expoziție a instrumentelor ăsta, știți, a fost plăcut că directorul, domnul Ursu, nu a recunoscut, a spus că asta e una dintre cele mai interesante colecții de etnografie, de unelte de muncă din țară, care este păstrată și mai ales expusă la diferite expoziții. Aici se află o colecție interesantă, eu o socot că e interesantă, deoarece numai mie îmi place, dar îmi place și la mulți prieteni, la mulți vizitatori care îi permit să o vadă cu regret, deci cum se păstrează, cum o păstrează, adică cum pot așa o păstrez. O colecție de radio și televizoare sunt undeva prin lângă 600 de obiecte din anii, așa luăm primul 1924 până prin anii 2000, da, diferite. Fără aceasta, o altă colecție, adică tot de așa obiecte, este expusă de către mine și Muzeul Serviciu Mare Republicii Moldova, în timp de 3 ani zile, la etajul 1, în Moldova Radio, așa, în Chișinău. Deci acolo mi-a expus, că acolo mi-a dat un spațiu interesant, unde e chiar și să luăm, dacă ei sunt difuzorii, acolo și-am expus o colecție frumoasă care a fost expusă la diferite evenimente în organizații, cum ar fi festivalurile Doina și așa mai departe. Dar sper că în viitor ar fi expusă undeva la un local interesant și frumos.
cu regret până ce n-am, dar în caz de față lucrăm în comun cu Consiliul din Ieluveni, Consiliul Raional din Ieluveni, unde se pregătește un spațiu, cred că acolo ar fi expus, cum din partea mea, cum și din partea Muzeului Vameș, Consiliului din Ieluveni. Ăștia sunt cei care au tras atenție la colecțiile mele, în comun cu Alba Iulia, aș spune, cu Consiliul Alba Iulia, tras atenție la colecții și acum mă ajută că să am un spațiu expus în țară. Iată, ca un exemplu, vă spun, este un colecționar în Odessa, care a primit un spațiu tot pentru așa o colecție de la conducerea orașului, chiar Odessa, și aceeași spațiu e pus în așa numitul marșut turistic în țară, în Odessa. Și cred că s-a primit bine chestiunea asta. Însă și la noi, cu regret, până în ajunge și cuțitul la gât, până nu le aruncă, nu le strică, ajutor cam puțin. Multe colecții care sunt de către mine executate sunt expuse în același muzeu al Serviciu Omal, care sunt fondator. Am primit ajutor de la conducerea serviciului Vamal în timp de vreo 7-8 ani zile și până actual primesc ajutor la ceea că să fie păstrate, să fie expuse, să fie, știți, date așa spre vedere cetățenilor din țară. După hotare avem mulți vizitatori, sunt păstrate, știți, de cum în stare bună, de ceea că sunt încăperile frumoase, sunt încăpere ideal pentru a fi păstrate, mai ales acele colecții de costumuri care am putut să o execut, o colecție frumoasă de vreo 600 iarăși de costumuri diferite, generalilor, admiralilor, marșalilor, cosmonauților și așa mai departe. Această colecție a fost mândru să fie expusă chiar la deschiderea paradei 20 de ani a Moldovei Suverane. Acum, anul ăsta, la 25 de ani a Moldovei Suverane, iarăși obiectele din Muzeul Vamal și mele sunt în direct colecție cea frumoasă de draperii, ar să fie expusă și cu dânsile să fie deschisă parada militară în piața Marii Adunării Naționale. Am avut un moment interesant și, vă spun, chiar tare plăcut în viață, când a fost redeschiderea cității Soroca, anul trecut, a fost redeschiderea în mai 16 mai. Am primit invitații de la conducerea Consiliului din Soroca, de la organizatorii Vatra Neamului, domnul Avram, dar și de la Ministerul Culturii, să expun niște colecții frumoase la acest eveniment important în viața țării, la deschiderea cetății Soroca, unde au fost expuse peste 4.000 de obiecte diferite, din dânsele undeva vreo 2.000 și ceva, numai din periodul lui Ștefan cel Mare, sărângerea medievale și așa mai departe, iarăși arătând că noi, același muzeu Vamal, același muzeu militar care este și Academia de Știință, care au luat parte la, iarăși, la expunerea acestei colecții, mi-am arătat fața frumos și am deschis, știți, când au fost tăiată panglica, mi-a fost plăcut că în comun cu acel vestit om din Soroca, domnul Mulat, în comun cu dânsul, am făcut excursii la conducerea țării, conducerea Uniunii Europene, toți oaspeții care au fost în țară la deschidere. Și am prezentat cum obiectele, cum și cetatea Soroca. Parte din diplomurile care am fost onorat să le primesc la diferite ministeruri, diferite expoziții, da, pe total sunt vreo 150, dacă nu mă greșesc, și vreo 500 de mii de mulțumiri în scris. Nu ca așa. Un articol, adică și articole, așa niște articole interesante care așa le-am mai ales și punem cum ar fi articolul ăsta a tăiat o fereastră în Europa. Eu sunt primul dintre cetățenii țării care au fost duși din Europa să facă expoziții așa fiel sărăvedere cu obiecte muzeici medievale, așa mai departe. În anii 2000,
8 în Ungaria, în Muzeul Militar, și ați făcut un articol așa frumos. Vreau 4 diplome de la Guvernul Republicii Moldova și aș spune că Samuel și 10, ei singur nu știu câte le-au dat. Că am avut caz când am fost știți, înaintat pentru premiurile astea naționale de care Republicii Moldova, și când am tras atenție chiar în aceeași inscripție cum prezintă la comisie, numai familia și gata. Dacă ești decurat cu ceva, cu de-astea, nici nu trag atenție la ăsta. Cu regret. Da. Interesante două fotografii aici. Am fost invitat de către președinția Republicii Moldova la înaltă întâlnire a excelenței sale domnul Timofte cu excelența sa domnul Iohannis în Suceava, unde de către Muzeul Sergiu Malsă, de către mine, Muzeul Militar, a fost expusă cea renumită colecție frumoasă, colecția de drapele istorice a țării Moldovei. Diferite fotografii așa, care în niște momente în viață, aici o interesantă fotografie mai este unde sunt eu în uniforma serviciu vamal, în momentul când am întâlnit toată delegația țării, Unii Europene, toți oaspeții în cetatea Soroca, la deschiderea cetății Soroca. Și am fost mândru, iarăși mă repet, ce că totuși au ales muzeul vamal și colecțiile mele să fie expuse acolo. Diferite momente de decorație, cum am fost decorat cu Ordinul Șefă cel Mare de către Înaltul Preasfințitul Vladimir, Metropolitul Moldovei. Momentul când am fost decorat cu Ordinul de Onoare Țării, domnul Timofte, și așa mai departe. Niște drapele așa istorice, sovietice, socialiste, comuniste, din colecția care o trețină. O colecție de peste câteva sute de drapele originale, care eu sucot totuși în viitor să fie expusă la într-o galerie permanentă, deoarece asta e totuși istoria noastră și am hotărât să le păstrez. Am avut multe propuneri să fie vândute, cum spune, cu hurtă, adică toate împreună în Franța, la o bancă din Franța, am avut niște cumpărători și am spus că astea nu se schimbă cu bani, cu dolari, deoarece toate sunt din Moldova. Cândva oamenii au muncit, sub dânsele au mărs, au dus țara înainte. O colecție interesantă de cheie, ce sunt așa o parte puse, aninate, să revedere, cheiți micuți începând la vreo 5 mm până la 20 cm. Da. În total, în colecție sunt undeva, dacă nu mă greșesc, peste vreo 6-7 mii de modeluri. Tot se cot că e o artă frumoasă a omului să te gândești cum să ascunzi secretul ăsta de deschidere a lăcății sau să vedeți câte se frumușele și toate cu secretul lor. Se cot tot așa o colecție interesantă, acestea sunt chei de la safeuri. Da, uitați câte secreturi el are. Omul s-a gândit, cum spune, fără inginerie, fără asta, din, cred că din poate de inginerie, din gândul lui, făcut așa o frumusețe. Da, dacă să vorbim de chipiuri, vă spune că în Republica Moldova, în țara noastră frumoasă, dar micuță, se află una dintre cele mai interesante colecții de chipiuri vamale din lume. Da, asta e colecția, se află în Muzeul Serviciu Vamal, care eu o conduc, să rândire acest muzeu. Sunt pe lângă vreo mai mult de 60 de țări, da, chipiuri, în total peste 600 de chipiuri, modeluri de diferite țări. Această colecție din Muzeul Vamal a fost recunoscută de către secretarii generali Vămii Mondiale, doi secretari generali Vămii Mondiale, cei mai impresionat în lume și am avut o plăcere totuși serviciu care îl duc. Adică această direcție am putut să o prezint în lume la o așa înălțime mare. Mai ales că, cum am spus, că Muzeul Vamal e un obiect care l-am putut să-l ridicăm unul dintre 10 muzeuri vamale în lume.
prin diferite colecții, prin diferite expoziții, totuși 250 de expoziții executate de o mică instituție și un colecționar, asta eu să cot că e o mare cantitate de colecții, de expoziții și un lucru colosal. Deci, să pregătești o expoziție, să o expui în oricare țară, sunt multe cerințe și aș spune că deoarece lucrez în această instituție vamală, mă stărui să fie cât mai corect să fie un document în acțiunile cele care eu le prezint după hotare sau în țară, deoarece nu îl prezint numai pe Costin, dar prezint instituția întreagă, instituția care eu lucrez. Și aș spune chiar acum la 25 de ani a Moldovei Suverane, totodată și 25 de ani a Serviciul Vamal al Republicii Moldova, gătim un șir de evenimente expoziționale care ar să fie expus în țară și după hotare. Inclusiv, cum am spus-o, chiar și aceea la moment interesant că obiectele din acest muzeu Vamal ar să fie la deschiderea paradei militare în Piața Mare Adunării Naționale. Asta e pentru noi, pentru mine, pentru muzeul militar unde activez ca cercetător științific, e o onoare.